am ales ca și ghid în cele 8 diorame furnicuța, furnica neagră. Furnica neagră de pădure care trece prin habitate de stâncărie, prin silvostepă de păduri eurosiberiene, prin păduri cu stejar pufos, prin pădurea de fag de la din zona rezervației Valea Fagilor, deosebită, prin păduri eurosiberiene cu stejar, prin zona de tufărișuri pontosarmatice, prin zona de pajiște de stepă pontosarmatică. Se fac două habitate prioritare care în Europa nu mai există. Deci am coborât de pe stâncă, cu ciucușoara de stâncă, cu Dianthus nardiformis, garofița pitică de Dobrogea, cu campanula romanică albastră acolo, cu petale adaptate, filiforme ca vârful de ac, la aer și la bază ca o inimioară pentru a feri de insolație, vă spuneam de adaptări, cu sucul, cu latex sau acela care să o apere de suprapășunatul animalelor erbivore, cu milițeaua dobrogeană, acea roză pe care o avem și noi pe siglă, o să vă și vedeți, așa, la limita reală, mai departe de măcin, nu avem milițeaua dobrogeană, Silene compacta, cu multe specii din familia Crassulaceae, cu multe specii cărnoase, cu sucuri ca să apere împotriva insolației sau cu perișori sau cu peri foarte deși, de zici că e planta invinsă câteodată în plină vară, tocmai pentru a rezista și a nu pierde apa atât de prețioasă și atât de rară, din punct de vedere cantitativ, în Dobrogea. Practic, parcă e un răspuns de apărare față de climatul arid al munților hercinici. Silvostepa. Ce silvostepa dobrogeană? Cu aceste vedem noi la tot pasul între pătrunderea dintre poieri cu colilie, cu coada calului, cu șovârf, cu plante viu, cu codita șoricelului, acea balcanică galbenă, Achillea ocroleuca, cu tot felul de greușor sau tăiuși de stepă, da? Care constituie în același timp și hrana pentru pasărei forme, pentru speciile mai mici din spectrul avifaunistic. Spuneam că omul vrea maximul, ele vor doar optimul. Și se mulțumesc dacă omul le asigură și cu minimul. Minimul, și zic eu chiar optimul, acestor mamifere mici este asigurat și pentru el, și pentru Sicista subtilis, șoarecele săritori de stepă, și pentru Mustela Ebersmani, pe care am văzut-o aici în diorama, prima dioramă, dihorul de stepă, din ce în ce mai bine prezent, și pentru jderul de piatră, și pentru pisica sălbatică, și pentru dumbrăveancă, și pentru șerpar, pentru șorecarul mare, pentru acvila țipătoare mare, pentru acvila țipătoare mică, pentru șoimul dunărean, falcocherug, este ultima zonă, cum avem zona habitat de stâncărie, din Dobrogea și din țară, cunoscut ca și cuibărire, ca loc de cuibărire permanentă. Avem două cuiburi pe rama vestică, unde coliviile săpate de mineralele acelea de care vă spuneam în granit, costite colivii naturale pentru una din speciile pe care de dispariție. Am ajuns și la pădurile de stejar, cu unde vedem un dihor, un bursuc, da, acolo am văzut dihorul, iată aici avem bursucul, un căprior, din foarte bine reprezentată populația de căpriorți. Curiozitatea este, după unii, eu nu aș considera o curiozitate, că în Dobrogea avem ciurde bine reprezentate de cer carpatin, ceea ce arată la fel faptul că avem condiții deosebite și tocmai că este acel mozaic de ecosisteme, între pădure, tufărișuri, dealuri, golașe cu vizibilitate mare, culturi agricole. A venit un englez în Dobrogea și a luat o mână de sol. Și într-un arbore era un sfrâncioc, în același arbore, curios, și un pițigoi. Știi de ce aveți voi acest, da, această bogăție de ceea ce înseamnă fauna și în special avifauna? De ce? Ia uite la solul ăsta. Al nostru mi-ar fi curs printre degete. La voi, în Dobrogea, solul este parcă dat cu unt. Aici la voi nu este vorba de chimie, aici este, cum spuneți voi românii, de glie, pe care ați știut să o păstrați. Sunt atât, repet, de
bogate și bine fundamentate din punct de vedere al speciilor pe care le conțin, care sunt în arealul lor, încât, repet, sunt adevărate, să spun, printre ultimele șantioane din Europa. Ne ducem și pe la pădure de Fag, unde vedem țolul lupului, una dintre cele mai mari ferici din țară. Acolo își face, și în Dobrogea își făcea cuib, când era stâncărie cu niște crovuri adânci, erau și ferigele astea înalți, îi spune țolul lupului, pentru că își făceau vizuina, adăpostul lupii.